După rapid, urmează Steaua. Jucătorii de la Ucluj sunt hotărâți să le administreze steliștilor aceleași tratamente de care a avut parte și formația lui Răzvan Lucescu. După 2-0 cu Rapid, Universitatea vrea să rupă seria de insuccese în fața Stelei. Aproape 50 de ani au trecut de când Ucluj nu a mai învins trupa din Ghencea în deplasare. Universitatea Cluj vrea să rescrie istoria. Șepcile roșii aleargă după primul succes în fața Stelei pe teren străin după aproape 50 de ani. În 1962 s-a înregistrat ultima victorie a Universității pe terenul Stelei. Duelul dintre Steaua și Ucluj se va juca pe terenul Astrei. La ora meciului, peste 1000 de fani ai Șepcilor roșii sunt așteptați în tribunele stadionului din Ploiești. Practic jucăm în deplasare, chiar dacă pe un teren cât de cât neutru. E important pentru noi, foarte important pentru noi aportul fanilor, pentru că există această rivalitate contra Stelei. Sunt convins că vor veni în număr foarte mare. Acolo să jucăm așa cum am făcut-o primele două etape, fără frică. Eu zic că nu le va fi deloc ușor și o să avem și noi un cuvânt de spus. Studenții sunt deciși să îi închidă gura finanțatorului Stelei după ce George Becali a declarat că formația din Ghencea va învinge Universitatea cu 5-0. Eu vorbesc de meciul cu Steaua, vorbesc de fotbal, restul ce declară Gheorghe Fasilion, nu e treaba mea. Poate declară ce vrea și care. Crede că poate o să ne afecteze, atât eu cât și colegii mei investiari suntem foarte bine și așteptăm să jucăm fotbal, nimic altceva. Partida dintre Steaua București și Ucluj se va disputa duminică de la ora 20:30.